Astra Giurgiu se află deocamdată în pauza impusă de partidele selecționatei naționale, dar pentru liderul campionatului va urma o perioadă foarte încărcată, cu numai puțin de 5 meciuri oficiale în 16 zile. În așteptarea partidelor din campionat, programul de pregătire al echipei Astra în această săptămână include și un joc amical, care va opune liderului giurgiuvean o echipă din play-off pe FC Voluntari. Partida se va disputa vineri, 25 martie de la orele 16, pe stadionul Anghel Iordănescu din Voluntari. După acest amical, Astra va reveni în competițiile oficiale, odată cu etapa a patra, în care va da replica celor de la Dinamo, joc programat fără nicio păcăleală pe 1 aprilie. Dar programul Astrei este și mai încărcat pentru că urmează până în 16 aprilie, numai puțin de 5 partide, 4 în play-off-ul Ligii 1 plus returul semifinalei din Cupa Ligii Adeplast. Iată programul meciurilor.